Bună ziua! Wrangler, Jeep Wrangler 2014-2015, ediția cea mai nouă. Da, am montat TV Free, ceea ce înseamnă că apăsăm pe CD, îi dăm drumul la, să zic așa, la video și acum merge și în timpul mersului. Cine te ține un Wrangler sau o asemenea mașină știe că în momentul în care schimbi viteza, da? Deci nu mă schimb viteza, încerc să vă filmez, da? Practic deja trece de pe din modul de video. Trece în standby, nu te mai lasă să folosești sistemul de televiziune, da? Acesta este un mod ce am rezolvat. Al doilea mod ce rezolvăm este ceea ce înseamnă Mirror Link, transfer data multimedia, da, care se activează prin aici video. Și de exemplu, dacă vă uitați un pic, da, tot ceea ce se vede sus pe telefon, da? Noi de exemplu acum ne uităm la știri, da? Uitați, tot ce se vede pe telefon se poate vizualiza inclusiv pe sistemul de ecran, fără niciun cablu cu transfer de date multimedia, cu tot, da? De exemplu, dacă eu vreau să ies de aici, să ies și vreau de exemplu să pun un UTV. Numai o secundă să șterg. Ops. Așa, mai facem și mici gafe. Bun, aici am o notificare de Facebook care trebuie să o alung, ok. Așa, și acum intrăm pe, de exemplu, Digi24, da? Vrem să vedem, îi dăm aici calitatea, ce calitate vreau, da? Eu zic că low, pentru că netul nostru este unul foarte puternic, da? Și acum putem să ne uităm la ceea ce înseamnă televiziune. Video, așa, tot ce înseamnă știrile locale, Digi24, tot, repet, tot așa, prin, fără cablu, fără nimic. Da? De exemplu, mai vrem încă o ciudățenie, da? Ieșim și de aici, nu vrem știri, nu vrem sport, da? Am zis că da, netul nostru este de vină un pic, așa, și acum putem să mai alegem aici, de exemplu, UTV, da? Tot așa, low quality, și de exemplu ne merge, ca și YouTube-ul, ne merge, opa, telefonul nostru, ne merge UTV, ok? Bun. Să trecem și despre, am vorbit și despre acest fenomen. Bine, nu vreau să vă zic că, de exemplu, dacă vreau să intru pe YouTube, da? Așa, numai un pic să miște puțin mai repede telefonul. Deci, de exemplu, dacă vreau să intru direct pe aplicația YouTube, care este aceasta, care o cunoaște toată lumea, da? Odată îi fac oglindirea asta. Hopa! Iai, și cu o mână filmez, cu o mână încerc să regizez, așa, puf, te rog, închide-te, așa, bun. Acum, tot ce avem pe YouTube, să încercăm să derulăm, să meargă și pe ecranul original. Numai un pic, oglindire, să-l facem mare, numai un pic, vă rog frumos, să-l facem mare. Bun, și acum vedeți, tot ce vrem să vizualizăm pe YouTube, da, se poate vizionaliza inclusiv pe ecranul original. Bun. Acum să trecem la ultima funcție care am făcut-o, da? Ceea ce înseamnă activarea camerei de manșalier, care noi nu am avut-o, da? Activarea o fac ca și tradiționala introducere maneta în parte de manșalier. Bun, și avem în spate o victimă, o Dacia. Acum Dacia, victimă cu Jeep-ul Wrangler. Hai. Ne îndreptăm spre Dacia, ne îndreptăm. Dacă observați, deja se poate vedea clar numărul de matriculare a Daciei, da? Și se poate vizualiza apropierea. Ne apropiem. Noi avem singurul deficient, pentru că avem o roată de rezervă care este puțin mai înaltă și din cauza lui nu putem să ne apropiem extra perfect. Dar avem aici niște gradații, da? Care poate vă poate fi ușor de folos, da? Încerc un pic să-l chem pe cumnatul meu, să văd dacă poate să mă ajute un pic. Așa. Încerc să văd cea mai apropiată variantă. Bun. El mă ajută. Că acum eu nu cunosc încă camera. Da. Cât zice el? Bun. El zice că hop până aici. Da? Hai să vedem această parcare până unde este realizată. Reintroducem maneta, da, în poziția normală, da, tragem frâna de mână și să vedem ce am realizat ca și parcare. Bun, opa, uitați, este fenomenal, camera este acolo introdusă la
numărul de înmatriculare. Eu zic că față de ceea ce am văzut în camere este perfect real. O zi bună!